v-am găsit la cea de-a doua ediție a emisiunii Fapt în Arte din cel de-al doilea sezon. Astăzi vom vorbi despre cărți și teatru. Imediat va urma și un interviu cu o tânără scriitoare. După cum v-am spus în momentele anterioare, în această ediție avem un invitat special, o tânără scriitoare, Marieva. Bună! Bună! Care este tema romanului tău, Romanța Anonimă? Romanul e bazat, de fapt, pe un artist care își creează o romanță anonimă într-o lume care nu acceptă romanță, acceptă lucruri superficiale în general. De fapt, e vorba despre condiția unui artist în lumea în care trăim noi. Și acest artist, cum l-ai conturat? Pe ce idee? L-am conturat pe o idee ușor iluzorie, pentru că, în general, fiecare artist diferă. De la un artist la altul poți vedea diferențe foarte mari, dar este artistul pe care eu mi-aș fi dorit să-l întâlnesc. Este, de fapt, și inspirat dintr-un artist, dintr-o muză, care este un artist, și asta e. Relațiile cu personajele, cum sunt? În acest roman este o situație foarte interesantă, pentru că eu am scris cu o idee, începând cu ea, și am terminat cu total altă acțiune și alt fel de definiții ale personajelor, dacă vrea să le definești. Teoretic, ele s-au scris singure, eu n-am avut absolut nicio... Într-adevăr, am fost foarte implicată în ceea ce făceau. Nu poți să spui că azi îți pasă de personajul tău, mâine nu-ți mai pasă și te întorci la el. A fost o relație constantă între mine și personaje, dar la un moment dat m-au depășit total și au făcut ce-au vrut ele. După cum ai spus, titlul este profund, Romanța Anonimă. Da, este inspirat dintr-o melodie pe care am lucrat-o cu profesoara mea de chitară, căreia și dedic cartea în prima pagina ei. Este, de fapt, vorba despre cum romanțele anonime nu își pot păstra, de fapt, anonimatul. Odată și odată, cineva va scrie despre ele, se va inspira din ele. Legătura dintre artist și muză? Se pare o legătură de-a dreptul extraordinară, că se bazează pe ceva, o completare care nu există între doi oameni normali. Într-adevăr, muza poate să fie știută sau neștiută, dar este întotdeauna ceva ca între Adam și Eva. Deci nu se pot despărți și la bine și la rău. Sunt împreună. Este ceea ce completează, într-adevăr, o operă de artă, muza și artistul. Pe coperta cărții putem vedea o femeie și un bărbat sărutându-se lângă un pian. Cine a realizat imaginea? Matei Alistar a realizat-o. Și cine a propus această idee? De fapt, ideea a venit de la faptul că Ralph, personajul principal de care îți povesteam, artistul plin de iluzii, este un pianist care încearcă să țină piept unei lumi în care muzica nu mai este, într-adevăr, muzică, este mult mai industrială, este mult mai nouă, nu se mai apreciază adevăratele valori. Vorbindu-și despre cealaltă pasionată, teatrul, știm că te ocupi și de o trupă în școala ta. Ce ne pregătiți pe viitor? Momentan suntem într-o mică pauză, pentru că sunt în clasa 8-a și sunt evaluările, dar în viitor îmi doresc să mă întorc de la liceu înapoi, la școala 6, la școala gimnazială Grigore Antipa, și să continui cu o nouă generație, să-mi pun în evidență noile idei. Vizionez celelalte scenete, apariții ale trupelor din Botoșani? Bineînțeles, și trupa din Botoșani este o trupă alături de care eu am crescut, tatăl meu lucrând la teatru, de acolo și povestea asta cu artiștii și muzele și toată chestia asta artistică, de acolo vine. Cred și spun, de foarte cu bune și cu rele, este și mai frumos mod de a-ți petrece copilăria alături de artiști. Eu n-aș da pentru nimic în lumea chestia asta și cred că de asta sunt ceea ce sunt acum. Ne-ai spus că dedici primele pagini ale cărții, o dedici profesoarei tale de chitară, că este o altă pasiune de-a ta? Este doamna profesoară Ioana Popovici de la Liceul de Artă, pe care eu o ador efectiv. Întotdeauna a fost acolo pentru mine și întotdeauna mi-a conturat și ea imaginea artistului. Este într-adevăr o relație unică pe care am cu ea.
De cât timp practici chitară? Din clasa a 4-a, deci de 4 ani, la bine de 4 ani. Și ce gen muzical, folk, am făcut clasic? Muzică clasică și apoi acum fac în particular orice fel de muzică pe care mă doresc și... Ioana Ivaș ne propune un material interesant și drăguț la rubrica ei, Orașul prin obiectiv. Suntem în fața Teatrului Mihai Eminescu, clădire sfântă pentru iubitorii de cultură, cel mai vechi teatru orășenesc din Moldova. În anul 1914, înainte de Marea Unire, primii botoșaneni intrau în sala Teatrului Mihai Eminescu. Puțin dintre voi știu că teatrul a fost construit din banii oamenilor. Astăzi, deși avem fonduri europene, cu greu ducem la capăt lucrările de finalizare al lui. În 1912, visul oamenilor a fost pulberat de către autorități când au văzut că ieșenii au deja un teatru național. Văzând aceasta, botoșănenii au hotărât să facă o colectă pentru ridicarea primului teatru al lor. Deși teatrul trebuia terminat în anul 2015, acest lucru nu s-a întâmplat. Anul acesta însă a primit o veste bună de la primărie, că teatrul va fi din nou în șantier. Odată cu lucrările de reabilitare a teatrului, clădirea va recăpăta forma de altă dată. De data aceasta la rubrica Flori, fete, fine, cărți, Ioana ne prezintă un film care i-a plăcut. Găsit la o nouă ediție a rubricii Flori, Fete, Filme, Cărți. Mă numesc Ioana și astăzi o să vă prezint un film pe care l-am văzut și mi-a plăcut foarte mult. New Line Cinema proudly presents A Little Holiday Story. One Christmas Eve, Santa Claus got an unexpected gift of his own. Se numește Elful și începe în ajunul Crăciunului, când Moș Crăciun împarte cadourile copiilor dintr-un orfelinat. Atunci un bebeluș intră în sacul lui Moș Crăciun fără să îl vadă. Când ajunge înapoi la Polul Nord, elfii îl găsesc pe copil și se gândesc să îl adopte. Aceștia îl numesc Buddy. What in the name of Sam Hill? 30 years later. Let's recite the code of the elves, shall we? The best way to spread Christmas cheer is singing loud for all to hear. Când crește, află că de fapt nu este un elf, ci este un simplu om al cărui părinți l-au abandonat. Află de asemenea un fapt foarte trist, că mama lui a murit și tatăl lui nu este un om foarte bun, ci este pe lista oamenilor răi a lui Moș Crăciun. Astfel se decide în continuare să îl găsească pe tatăl lui în New York. He's never known in a place where he finally fits in. Boy, and nothing's going to stop him. Sorry, your car's pretty. Will Ferrell is Elf. Hey, what's your name? Does someone need a hug? Îl veți putea însoți într-o călătorie palpitantă și amuzantă cu multe coborâșuri și suișuri. Who he really is. You're not like the rest of us. I was sure when you cracked 6 feet that it would come up. My bad. You're not an elf. Now he's taking... Vă recomand să vedeți acest film, mai ales în această perioadă a sărbătorilor, cu familia, deoarece este o atmosferă foarte frumoasă. Toate bune, pe curând! În continuare, vedem ce ne-a pregătit Iza la rubrica ei, Două mâini dibace. Să o urmărim!
crezi? O ghetuță. De ce? Îmi place. Îmi place să fac. Mă relaxează. Și ce folosești? Ce materiale? Ce materiale folosești? O bucată de carton, aracet și zăpadă artificială. Păi confecționăm decorațiuni pentru Crăciun. Copiilor le place să construiască, să confecționeze? Da, le place să construiască, îi liniștește și mulțumirea de la sfârșit este mare. De când faceți aceste activități? Păi aceste activități le-am făcut dintotdeauna, de când profesez, de 27 de ani. Dar... facem și la Crăciun, și la Paști, și la toate sărbătorile importante. Noi încercăm să găsim, să facem din orice pentru a putea face câte ceva. De ce faceți? Pentru că eu zic că și nouă adulților, dar și vouă copiilor, ne prinde bine să facem și altceva, altfel de activități. Să fim copii în fiecare zi, nu? Cum reacționează copiii din spital la aceste activități? Foarte bine, dat fiind că spitalul pentru nimeni nu este o bucurie. Aici uită pentru moment că sunt în spital și se bucură de absolut tot ceea ce fac. Dumneavoastră, de unde știți să faceți handmade? O întrebare cam grea. Cred că pur și simplu îmi place să fac și oriunde văd, la cine văd că lucrează, încerc să prind ideea. Chiar și gata confecționate, după aia încerc să le găsesc plecarea și sfârșitul. De-a lungul timpului am avut târguri. Târgul de Crăciun, care are loc în curtea spitalului, unde expunem tot ceea ce lucrează copiii, brăduțul de Crăciun, decorațiuni și mari și mici, nu numai acestea. Deocamdată ne-ați prins la începutul activităților pentru decorațiunile de iarnă. Târgul de Paște, iarăși, 1 iunie. Deci avem foarte multe activități care le expunem. Ce faci acolo? Decupez niște cercuri. Pentru ce? Pentru Crăciun. Ce anume faci aici? Niște cerculețe. Pentru ce va ieși la final? Ce va ieși la final? O felicitare. Pentru cine? Pentru Moș Nicolae și pentru Crăciun. Foarte drăguț! Colegii mei ne-au pregătit un material de la galeriile de artă. Vedem imediat ce s-a întâmplat la eveniment.
anul. Profesoară la, de artă murală la liceul Ștefan Lucian din Botoșani. Spuneam de această fericită împletire a carierei didactice cu munca de artist, concretizată până acum în câteva expoziții de grup, respectiv cele organizate la Iași, la Galeria Lăpușneanu, fie ele în iulie 1999, expoziția absolvenților, apoi e vorba de o expoziție în anul 2009, o expoziție aniversară, ci sunt de fapt doar un simplu punct de plecare, de unde urmează să se deruleze pe mai departe întregul șir de trăsături estetice, gânduri, inițiative. De asemenea, și tehnica pe care o aplică nu se concentrează nici ea spre scopul în sine, ci este situată în slujba ideii estetice a lucrărilor. Creațiile sale nu se limitează la a copia fidel realitatea. O să observați lucrul ăsta, ci o metamorfozează folosind o nouă ordine, o nouă expresie. Sincer, n-am știut că sunteți atât de talentată și atât de bine intenționată. Ceea ce observ tipuri foarte serioase. Unde m-am uitat în toate aceste lucrări, cred că această seriozitate vine poate și din partea artistului. Cum vi s-a părut expoziția de astăzi? Este un eveniment pe care eu l-am așteptat în sufletul meu, iar când am aflat de el a fost o bucurie, pentru că artista este o prietenă de-a mea, veche, de 20 de ani. Ați avut un tablou preferat din această expoziție? Da, sunt două portrete acolo, rusoaicele. Ce ați vrut să transmiteți oamenilor prin cuvântul expresivitate? Am vrut să transmit o parte din sufletul meu și o parte din emoția resimțită în fața frumuseții firii omenești, a persoanei umane. Ce înseamnă expresivitatea pentru dumneavoastră? Expresivitatea înseamnă transpunerea unei emoții de moment în desen, culoare. Ce simțiți atunci când pictați un portret sau un tablou? Îmi doresc să redau esența ființei umane și să fie foarte expresiv, să fie o prezență în fața privitorului. Din ce vă inspirați de obicei pentru a crea un tablou? În primul rând este portretul băiatului meu, Tudor, de când este bebeluș până acum când este adolescent, la diferite vârste. Portrete de familie, autoportret, portretele elevilor mei. Vrei să ne prezinte imediat un material despre evenimentele culturale din școli. Să urmărim! Bun găsit la jurnalul cu știri culturale din școli. O lună specială, una dedicată a anului centenar. Copiii mici și mari care au învățat despre România, despre unire, despre memorabilul an 1918. Profesori implicați, dăruiți, cu dragoste pentru elevii lor. Le mulțumim celor care ne cheamă pentru a fi acolo în mijlocul evenimentelor. Tuturor le promitem reportaje frumoase, căci e important să înțelegem că doar prin dragoste, dăruire, implicare și dorința de a fi oameni cu adevărat, vom reuși să ținem România în picioare. Începe micul nostru jurnal cu un reportaj realizat de colega noastră Denisa Sandu la școala numărul 11, la grupele pregătitoare. Doamnele profesoare Corina Palade, Mirela Brehuiescu și Doina Răduțac ne-au invitat într-o lume de poveste. Prichindeii lor, de la clasele pregătitoare, au învățat despre România, au văzut cum trăiau bunicii și străbunicii lor, ce înseamnă tradiția românească. Urmărim reportajul!
cetății, tot românul veselește, România întinerește. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici în veci stăpâni. Copil de munte, iar ridică-ți-a ta frunte și te-n suflet de... Ce sărbătorim anul acesta? Ziua României. Și ce activități ați făcut pentru această sărbătoare? Am făcut cântat, am repetat poezii și diferite cântecele și am învățat să ne mai purtăm, să mai facem alte activități care sunt legate de România și să dăm la expoziție diferite lucruri ce avem noi vechi și mai din trecut. Ce sărbătorim în aceste zile? De centenarul Marii Uniri. Și ce activități ați pregătit pentru această sărbătoare? Am desenat am făcut România, adică am desenat în ea munți, ape, păduri, adică ce avem în ea. Și am făcut un trenuleț care pe el am scris în fiecare vagon niște litere încât să formăm scrisul România. Ce ați pregătit pentru centenarul Marii Uniri? Pentru centenarul Marii Uniri am pregătit mai multe activități despre care pot vorbi foarte bine copiii pentru că ei le-au desfășurat. Printre aceste activități, astăzi avem un moment artistic. Copiii vor spune câteva versuri, vor cânta, se vor bucura și vom fi mândri că trăim acest moment măreț. Cum au privit copiii aceste activități? Le-a plăcut foarte mult să participe la aceste activități. După cum îi vedeți, sunt și îmbrăcați în costume populare. Au confecționat multe lucrușoare și la școală și în familie. Cu toată familia au lucrat câte un obiect pe care îl vor prezenta la școală. Au învățat și să danseze și să cânte. Le-a plăcut foarte mult să participe la toate activitățile. Clasele pregătitoare de la școala gimnazială numărul 11 Botoșani au organizat și au implementat activitatea Suflet de Român, care cuprinde patru mari acțiuni. Organizarea unei expoziții de artă populară românească, un moment artistic din versuri, cântece dedicate Marii Uniri și nu în ultimul rând o activitate comună cu părinții. Ce sărbătorim anul acesta? Sărbătorim Ziua României. Și ce activități ați desfășurat la școală? Am desenat ce e pentru noi România și am făcut un buchet de flori pe harta României. Îmbrăcată în costum național. De ce? Fiindcă sărbătorim Ziua României. Poți să ne spui ce conține costumul tău? Costumul meu conține o ie, o catrință și niște opinci.
Școala numărul 8 Elena Rareș a pregătit o activitate deosebită dedicată celor 100 de ani de România. Clasa a doua de a doamnei profesor Elena Cordun a realizat planșe cu imagini ce reprezintă țara noastră. Elena Rareș și școala Sfânta Maria Botoșani, fost școala 16. Bună ziua, vă spun și eu și bine v-am găsit. Numele meu, după cum a spus doamna, este Mirela Mancea și sunt profesor de sprijin la școala gimnazială Sfânta Maria. Vreau să mulțumesc doamnei și dumneavoastră tuturor pentru primirea frumoasă și pentru invitație, în primul rând, să participăm la o așa activitate deosebită. Acum, astăzi, la activitate. Ne îmbrăcăm în popular, cântăm, dansăm, vorbim. Tu ce ai făcut la... Am ajutat-o, am mai discutat. Ce înseamnă această tradiție pentru tine? O sărbătoare extrem de mare. De ce? Pentru că ne-am unit țara. De unde e această ie? De la doamna. 1 decembrie mi-ar plăcea să petrec cu prietenii, să fac activități și... Ce înseamnă România pentru tine? România înseamnă pentru mine o țară cu mult suflet, multă, multă fericire și... Școala numărul 17 a fost din nou în sărbătoare. Au fost momente muzicale, actoricești și multă veselie la Casa Tineretului într-un spectacol aniversar. Urmărim materialul realizat de colegii noștri. Ah,
vreau să vă anunț că astăzi școala gimnazială numărul 17 Botoșani a împlinit 29 de ani de la înființare. Deci asta este motivul foarte clar pentru care am organizat acest spectacol cu forțe artistice de la clasa pregătitoare până la clasele a 8-a. A fost greu să alegeți numerele copiilor? Nu, pentru că sunt foarte talentați, de-aia avem aproape 2 ore de spectacol. Am dat întâietate bunei calități, dar să știți că avem forțe artistice încă și pentru anul viitor promise. I-am zis monologul Pupăta din tei. A fost greu să înveți poezia? Nu, asta e monolog. Cum ai învățat-o? Am învățat-o foarte repede. Din ce clasă ești? Clasa pregătoare a Piticii Isteți. Și cum te numești? Câte ani ai? David Popovici, am 7 ani. Mai gât sunt s-o prin tatarii, în zaba am mai grâit, că spurcata spitisă și nu era de găsit. Scot atunci din cap pe șura și scot la căptușos, plec la lingurate acum, când nu o să o pățesc. În finalul rubricii Cultura în școli, vă mai spunem că Liceul de Artă Ștefan Lucian, în săptămâna ce a precedat ziua de 1 decembrie, a decis ca atât elevii cât și profesorii să vină îmbrăcați în IE, adică IE a devenit uniforma liceului pentru o zi. Îi felicităm pentru această inițiativă deosebită. Jurnalul știrilor culturale din școli se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați! Cărțile, filmele, spectacolele și expozițiile de artă pot constitui oricând un timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Toate cele bune! Pe curând! Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Mulțumesc și gazdelor noastre, localul La Barista. Vă doresc sărbători fericite și ne vedem data viitoare, în luna ianuarie.